Ha, du-te numai, bolânză. Auzi, dar ție cine ți-a spus? O, Marinela lui Strofocatu. Da, putut după ea, tie, nu știi că vorbește tot aluta. N-a dă în pace. Ha? Preotea s-a zis. Du-te numai, bolânză. Auzi, dar putut știi să fie adevărat. Vai de capul meu. Da, știi ce trebuie să facem? Ne adunăm toate fetele daci din sat și mergem la biserică și facem zid să nu poată trece. Da, da, ne țipăm pe acolo pe jos, ne tăvălim, facem noi cumva. Auzi, dar trebuie să fim cât mai multe. Da, du-te tu și la Veta, că eu nu vorbesc cu ea. Bagă-te pe acolo la ea și zi să vină. Trebuie să fim cât mai multe, da? Da, bine, da, serbus, serbus. Iai, doamne, doamne. Dar ce s-a întâmplat? Auzi, vrea să plece părintele din sat. Na, mare pagubă. Pleacă el și vine altul în locul lui. Ce-i chiar așa, ce atâta dramă? Da, băi, tu nu ești normal la cap, măi, pruncule. Tu nu te auzi ce vorbești. Cum să vină altul? Că părintele ăsta a fost de când mă știu aici. El a venit, a făcut feștanie. El la Paștele Morților. Tot el a fost. Dar nu crezi că lăs pe altcineva în casă. Și apoi la biserică, în fiecare duminică a fost el. Dar păi, bunica, tu te-ai dus la biserică pentru părinche sau... Mai pruncule, părinchile ăsta te-o boteza și pe tine și pe toți frații tăi. O cununat pe tată, tot pe mătușii, dar pe toată lumea. Păi el trebuie să vă cununie și pe voi. Că dacă e altul, duce ghinion, vrei să te desparți? Trebuie să vedem cum facem, mă.